Turta pictată. Trăiau odată doi bogătași zgârciți care erau frați. Într-o zi, fratele mai mic s-a gândit să treacă pe la cel mare și a luat cu el, drept cadou, un coș frumos împletit din coceni de porumb. În casa fratelui mai mare nu o găsi decât pe cumnata sa, căreia îi zise: "Cumnată dragă, neștiind ce vă trebuie, v-am adus acest coș și vă rog să-l primiți cu toată bucuria." "Vai, să cheltuiești atâția bani pentru noi, îți mulțumesc pentru cadoul frumos ce ni l-ai făcut." Cumnata gândea în sinea ei: "Indiferent ce mi-a dus, după tradiție, eu trebuie să-l opresc la masă. Dar cu ce să-l tratez? Am găsit soluția." Și bucuroasă îi spuse cumnatului său: "Rămâi la masă, nu refuza." Nu mai așteptă răspunsul omului și puse repede pe masă un platou pe care pictă o turtă mare, rotundă, cu mult susan. "Te rog," spuse cumnata, "servește cât de caldă și proaspătă, dacă se răcește, nu va mai fi atât de gustoasă." Fratele se prefăcu că mănâncă dulce, bețișoarele la gură și mestecă. După un timp, păru că s-a săturat, se ridică de la masă și plecă, luându-și rămas bun de la cumnata sa. Nu trecu mult timp și se întoarse stăpânul casei. Soția îl întâmpină și spuse repede cum a venit fratele lui și ce soluție a găsit ea ca să-l oprească la masă fără să cheltuiască nimic. Soțul se duse repede la masă și, văzând turta pictată în farfurie, oftă adânc zicând: "Dacă eram eu acasă, nu-i dădeam o turtă atât de mare și de frumoasă."